Dorina Zgaventa. Nu știu ce aș mai adăuga la toate ce le spuse până acum despre Nicolae Sârbu. Dar probabil că i s-ar potrivi cât mai multe lucruri spuse despre el, pentru că, așa cum spunea Ada, nu doar aici, ci și într-un studiu, el este un poet cu un stil baroc încărcat. Mă bucur că Naia ne-a adunat aici într-o zi cu fermenteală la o viață de hârtie. Uite că mie mi-ar fi plăcut acest titlu pe care l-am decupat dintr-o declarație a sa. Viața noastră, a celor care scriem, e până la urmă o viață de hârtie, dacă e o viață împlinită. Important este să nu se transforme în cenușă. Am venit în Reșița în același an cu Nicolae Sârbu, el mai spre primăvară, dacă nu greșesc eu, la 1 octombrie 1972. Deci avem vreo 50 de ani, Naie, de când suntem. Dar nu te necăji, că suntem 2, 50 împărțit la 2, fac 25, deci merge, 25 de ani ai mei cu 25 de ani ai tăi. Două tinerețe, spune Dana, și Dana are întotdeauna dreptate. Două, așa cum sunt și două fețe ale oricărei monede. Nu știu ce să vă spun despre Nicolae Sârbu, pentru că mă uit de jur împrejur și cam toată lumea îl știm pe Nicolae Sârbu. Eu îmi propusesem inițial să vorbesc despre ziaristul Nicolae Sârbu. Cândva, scriind despre Nicolae Sârbu, Cornel Ungureanu, dați-mi voie să citez, ca să citesc, ca să nu greșesc, spunea: Nicolae Sârbu este un scriitor impetuos, energic, mereu gata să înfrunte lumea dușmană. Dar Nicolae Sârbu n-a fost așa numai în calitatea sa de scriitor. A fost mai cu seamă în calitatea sa de ziarist. Cunoscut, foarte cunoscut, dacă îl întrebăm pe jurmă, el ar spune că este un reporter. Regretatul nostru coleg Radu Ciobotea spunea că ar fi putut chiar să întemeieze o școală de reportaj la Reșița. Pentru mine nu este numai un reporter, este și un ziarist incisiv, gata să scoată sabia în orice clipă, să se lupte, cum spunea Cornel Ungureanu, cu orice dușman, cunoscut sau necunoscut. Este un ziarist care, sau a fost un ziarist, care și-a asumat, care s-a luptat pentru ceea ce a crezut el că este adevăr, dreptate.
Sigur că am vorbit puțin la timpul trecut, a fost. Pentru că acum chiar el s-a declarat un ziarist fără ziar. În volumul de reportaj refăcut despre Anina, prima apariție s-a numit Aurul din aripi, completat se numește La o vânare de dinozauri, un volum de reportaj prezentat la Timișoara, la Uniunea Scriitorilor. De altfel, Nicolae Sârbu a scris nu numai reportaj, a făcut nu numai anchete sociale dure. Prima amintire a mea ca proaspăt ziarist angajat în redacție a fost, sau este, nici nu cred că i-am mărturisit niciodată, despre Nicolae Sârbu, cronicar de teatru. Veneau divele în redacție să-i acorde interviuri lui Nicolae Sârbu. Vă imaginați? A scris eseu, unde, după gustul meu, n-a fost atât de poet ca în poezie. De fapt, Nicolae Sârbu, încă pe vremea când nu avea niciun volum publicat, se considera poet. Pentru el, ziaristica, nu știu dacă n-a fost o frână. Sau în viziunea sa, ziaristica a fost o frână pentru dezvoltarea personalității sale. Tot așa cum pentru mine a fost invers. Deci, de la persoană la persoană, de la personalitate. S-ar putea spune multe despre Nicolae Sârbu, pentru că este o personalitate complexă și cartea aceasta dovedește încă o dată și contradictorie. Și se vor spune lucruri în continuare despre persoana și personalitatea sa și chiar despre această nouă apariție. N-ai să fii sănătos, inspirat, să mai poți scrie, pentru că, din câte știu eu, proiecte există suficiente. Nu mai modificăm înălțimea microfonului. Câte o grădiniță. Deci criteriul... Criteriul acesta e. Criteriul este înălțimea microfonului. Nu mă așteptam să mai vorbească niște angoje. Care de veni? Da. Scuze că vă arăt o altă carte. Practic, lansăm o carte a lui Nicolae Sârbu, Cum am ajuns conte de Ohaba, practic, cum a ajuns el conte de Ohaba. La cândia lui era numai conți. La cândia mea, ceva mai departe de el, mai aproape de graniță, era un baron. Mi-a dat ideea să fac și eu, peste vreo 20 de ani, o carte, Cum am ajuns baron de Boba. Asta este, deci, o variantă a cărții. Cartea a avut o gestație suficient de lungă, de la idee la realizare. Mai întotdeauna durează, trebuie să existe un timp, trebuie să existe un timp și de clarificări și de facere
că și cartea este o facere și grea de foarte multe ori, ca și arderea din primul reportaj, din prima carte de reportaj a lui Nicolae Sârbu, ardere grea. Am adus, ca să vedeți diferența de copertă, aceasta e coperta originală, adică aceea care apare pe carte, este realizată de Bogdan Pipereu, un bun grafician, un bun designer, face afișe, le cunoașteți bine, la Teatru de Vest din Reșița și pentru mulți alții, respectând cumva sensul acestei cărți și ideile pe care i le-a dat autorul. Vedeți că este un copil undeva într-o nemărginire a șesului bănățean care aspiră spre ceva, spre castelul contelui de Ohaba. Este ideea cărții. Cum s-a făcut cartea, uitați-vă aici. Țin neapărat să arăt tuturor spectatorilor cum arată două pagini de carte, cum se face o carte realmente. Adică ea se face și în timp ce se face. A existat un prim manuscris, a existat o dezvoltare a manuscrisului de așa natură încât, până la urmă, cartea să nu fie doar o carte omagială, cum a zis Valeriu Giorgioni, să nu fie o bibliografie, chiar dacă este, ci să fie o construcție literară. Este un fel de roman folosind toate datele celor care au scris despre Nicolae Sârbu, un roman al evoluției lui Nicolae Sârbu, un roman al vieții lui de hârtie, nu? Cum a zis și Dorina Zgălăr de mai înainte. Este o carte ciudată, nerespectând niște reguli, amestecând și genurile, pentru că din loc în loc sunt intervențiile autorului. Am trecut printr-o etapă, mi-aduc aminte de cutare lucru. Cele mai multe sunt recenziile și portretele pe care în timp le-au făcut criticii, comentatorii cărților lui Nicolae Sârbu, dar din loc în loc mai sunt și niște ilustrații, niște fotografii, coperte de cărți, fotografii din evenimentele pe care le-a trăit. Și tot din loc în loc sunt inserate, într-un anume mod, poezii. Sunt poezii care le reprezintă în etapele diverse pe care le-a parcurs. De la acele poezii pe care le scria și le citea prin anii 70-72, citat de Ada Cruceanu, anul 1972 a fost într-adevăr un an esențial pentru Nicolae Sârbu și pentru poezia reșițeană, fiindcă la prima ediție a Zilelor Culturii, într-o memorabilă ședință de cenaclu, au citit poezie Olga Neagu și Nicolae Sârbu, poeta fenomen a momentului respectiv, reșițeancă, și Nicolae Sârbu, proaspăt venit și el la Reșița, dar cu o biografie, să zic așa, aureolată de Petinox și de legăturile pe care el le-a avut cu cenacul și revista Petinox. Iar apoi, zic, din acel moment și el a revenit cumva la poezie și a trecut prin mai multe etape care sunt într-un fel sau într-altul rememorate în această carte prin faptul că se inserează 2, 3, 4, 5, 6 poezii, nici nu știu exact câte, puse la locul lor, la locul etapei prin care autorul s-a manifestat ca poet. Și mai trebuie să spun că sunt poezii și din acea etapă echinoxistă, sunt poezii și mai noi, cumva, de esență pamfletară, dacă vreți,
mai construite, mai ample, mai agitate, sunt poezii care reprezintă și etapele vieții lui, sunt și poezii care în lungul timpului respectiv al istoriei cenacului literar de la Reșița au fost citite, au fost citite în public, au devenit, nu știu cum se cheamă, șlagăre, nu, în poezie, nu știu cum se cheamă, erau chiar niște șlagăre atunci când organizam întâlniri cu cititorii, la vremea aceea chiar se organizau întâlniri literare, era public numeros și întâlnirile cu scriitorii și aveau și locul și rostul lor și valoarea lor, iar unele dintre poezii, gen cele pe care o asigurăm în carte prima oară sau printre primele din volum, aceste orașe cu gust de lămâie tot mai râvnesc la cai fără frâie, etc. etc. Și chiar prima, care e o coridă și se încheie când iubești femeii de pământ și visezi catedrală, cine se culcă pe vânt, întuneric se scoală. O poezie care a fost citită de zeci de ori și o poezie care o știam cu toții pe de rost la momentul respectiv și de care astăzi abia dacă ne mai aducem aminte. Să revin. Lansăm această carte, este o carte specială, e o carte care nu poate fi așezată riguros într-o casetă. Este, spuneam, o bibliografie, dar din punct de vedere biblioteconomic, totuși, bibliotecarii pot să contrazică și rămâne, deci, să mizăm pe această formulă a unei construcții literare cât mai aproape de un roman postmodern, dacă tot la lansarea de săptămâna trecută am vorbit de un roman postmodern al Dorinei Zgavărdea. Nu vă mai prezint secțiunile cărții, felul în care sunt inserate acolo textele, cum se leagă ele. Aș cita doar faptul că despre Nicolae Sârbu, pentru că aici sunt de față niște scriitori, niște autori care au scris despre Nicolae Sârbu, de la Ada Cruceanu, Ionel Bota, Ion Știubea, până la Valeriu Georgion și alții aici de față, să mă ierte că nu-i citez pe toți, au scris, sunt aici cu diverse texte. Unii poate că n-au scris așa, să zic, elogios, nu s-au vântat în fel de laude. Alții însă au mers cu curaj până la a-l proclama un mare poet al literaturii române, al poeziei române. Valeriu Georgioni e pe aproape, considerând că este un poet în afara unui tipic, nu este nici al provinciei, nu este nici al unui timp, este dincolo de, adică este în eternitatea literaturii. Eu îmi fac ea Tatu Mirescu sau Geo Galetaru, ca să dau niște nume de entuziaști susținători ai lui Nicolae Sârbu, laudă poezia lui, aia suprarealistă, dadaistă, manieristă, sau de care o fi ea. Închei pentru a vă spune două vorbe. Mi-am notat aici, m-am documentat. M-am documentat foarte tare. Am conspectat pe aici, pe acolo, din Lotreanu, din monografia Panatului, din celebrul dicționar al Corelean Suciu, dicționarul localităților din Transilvania și Banatul, două volume, care documentează riguros exact datele despre localitățile noastre. Ohava Forgaciu. Lotreanu zice